Nu, 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 thank you.
Haideți să vă spun bună dimineața. La o partidă de pescuit pe Dunăre, pe care am început-o și mai de dimineață. Am aici un mincioc, un biban frumos, pe care l-am prins. Ce credeți voi? Da. Viermuș și cu râmă. Da, a tras. A tras, așa a vrut el. Și a tras bine, că nici nu se vede cârligul. Cred că l-a înghițit. Așa că putem să vedem în toată splendoarea lui. Un biban frumos, cu aripioare roșii. Ia uite băiatul ce frumos mișcă din aripioare. Da, în această dimineață de iulie. O dimineață frumoasă, soarele s-a ridicat de un cot deja și noi suntem pe poziție. Vă rog să priviți acest biban frumos. Biban, aup, ușor. Ușor că văd că ești cam nervos. Gata, hai că te-am agățat. L-am agățat să-l cercetez. Să vedem cam cât a înghițit el din... a înghițit de... nici tu nu știi pe unde e cârligul. E, bineînțeles că e în branhii. Nu? Păi în altă parte unde? Hai să nu mă muști. De ce e un cârlig mic? Cârlig mic de... plătică de caras, a venit un biban frumos. Un biban frumos de Dunăre, nebătăios, artistule. Să trăiești. Așa. Am încurcat pe scaunul ăsta aici, dar n-am ce să fac. Mă încurcă bine de tot. Deci, este o dimineață frumoasă, cum vă spuneam. Nu vreau să vă țin mult de vorbă. Am mai prins doi carași, două plătici. Am mai prins un biban. Și ăsta este mai mare decât celălalt. Ne continuăm activitatea. Mai stăm cam o oră, pentru că după aceea vine căldura și va trebui să ne retragem. Mă bucur că ați văzut bibanul în această dimineață. Aruncăm, lansăm. Întindem firul. Luăm și minciocul de aici. Îl punem la locul lui. De data asta cred că o să-l pun în spate. Nu, lasă tot aici. Aici pe motor. Așa. În această undiță am un ghemotoc de râme. Aștept să trag.
Într-o zi cu soare, într-o zi frumoasă, din nou pe Dunăre.